mare lucru și Facebook-ul ăsta. Singur în creierii munților, dar înconjurat de o mulțime de pretini. Cum zice vără Mighițe de la Gina. El m-a sfătuit. Mă, nu mai sta, mă, Flăcău Tomnacei, mă. Pune mâna, ia-ți un suflet, da, de căsoaie acolo, mă. El m-a sfătuit să contactez o agenție matrimonială. Și să trec la treabă. Iată. Acum am vorbit cu doamna de la agenția matrimonială și a zis ora 5, etajul 6, ori ora 6, etajul 5. Mă rog. Suzi, nu mai pot să stau de vorbă cu tine nici măcar o secundă. Nu, dragă, n-am nicio întâlnire amoroasă, aș fi vrut eu. Nu, 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 am o întâlnire de afaceri. Da, măi, am dat anunț la mica publicitate, am scris și pe Facebook că vreau să vând canapeaua. Aia, model lăcrămioara, nu știi că credeam eu cu tine că o cheamă ca pe soacră mea? Da, pe fosta soacră, ai și tu dreptate, că de când am divorțat... Da, 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 măi, și ideea este că am vorbit cu un domn ciobanu și mi-a zis că pic acum la ora 5 să o vadă, da. Hai că dacă am noroc, o vând și... Hai, 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 te pup, pa, 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 că bate omul la ușă, la revedere. Da, 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 te pup, pa, 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 pa. Poftiți, 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 intrați. Bună ziua, poftiți. Să română, Dăduie, cred că am nimerit. Vai, se poate. Pentru lăcrămioara. Exact ce am vorbit la telefon, pentru lăcrămioara. Da, luați loc, luați loc. Rămână, să rămână, rog. Nu, da, da. Vă rog, din suflet, insist. Îmi place foarte mult de dumneavoastră. În primul rând, domne, exact cum am vorbit. Ora 5. E ora 6. Da. Să trecem direct la afaceri. Afaceri? Da, da. În primul rând, nu vă costă mai nimic? E o taxă, nu? Mă rog. Iar în al doilea rând, de la mine o luați ca nouă. Așa. Da. Nouă? Da. La un moment dat, parcă, nu știu, nu se mai ținea bine și mi s-a părut așa că e într-o rână, într-o parte și zic, domne, să vină Nagicu. E atât de priceput că noi toate vecinele din bloc, cum avem o problemă, cum îl chemăm pe el să ne rezolve. Da. Să ne rezolvă el pe tăcere, da? Dar mâini de aur are omul ăsta, domne, e extraordinar. A venit. A uns-o cu vaselină pe la încheieturi, mă înțeleg. Domne, și la un moment dat, nu știu ce a făcut, că a pus-o pe picioare. E faină, da, da, da. E faină. Dar ce, 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 ce? La urma urmei dumneavoastră o luați, o duceți acasă, vă urcați, vă suiți. Da. Știți ce moale e? E moale. Moale natural. Nu. Natural. Păi, dar e toate numai păr. Da. Păi și-i lupoaică? Ei, Doamne Dumnezeule, are păr de cal, domnule, de cal. Domne, acum mi-am dat seama, coadă de cal. Părul de cal, da, e cel mai rezistent. Crezi, eu cred că din dăsta, din coadă de cal, e făcută și asta. Da. Domne, rezistentă. Odată s-au așezat pe ea patru persoane. Da. Patru deodată? Da, da, da. Da, da, da. Păi atunci eu singur, eu singur că am plecat, mai da, stați puțin, să rămână, doamnă, puțin, domnul mai stați, mai avem și... Vă rog, din sufletul meu, ar fi păcat de Dumnezeu, dar ați venit de acolo, din creierii munților, da, și să nu vedeți un pic, haideți, vă rog, din suflet, haideți, domnul cioban, haideți, domnule, haideți să o vedeți, aruncați o privire, să faceți o probă, să vă urcați pe ea, să vedeți dacă e moale, dacă e tare, să faceți un pic de hâța-hâța, așa. Acum? Cu martori? Duduie, eu nu pot așa de față cu toată lumea. Dar nu pot așa, Duduie, avem și noi niște... Uite cum am șetit pe Facebook, ne trebuie o țăr de preludiu, de socializare. Cum adică de preludiu, Duduie? Socializare, să mai... Am impresia că nu știți ce vorbiți, domnul Ciobanu. Deci am impresia, de fapt, că dumneavoastră vreți să spuneți că ați vrea să vorbim, asta e, vreți să discutăm. Da, socializare, să vorbim, Duduie, da, dar ce da, dracului să... O să vorbim de preț. Doamne, iartă-mă că uitam să vorbim de preț. Eu am să vă fac un preț foarte bun. Da, mulțumim. Mulțumim. Să știți că nici pe mine nu m-a costat chiar o avere. Așa, da, așa. Eu am luat-o prin comerțul stradal. Păi și-a trotuarul? Era pusă de frumusețe acolo, ca să atragă clienții. Cred, da, cred. Cum trecea cineva pe acolo, cum punea mâna pe ea? Cum punea mâna pe ea? Îi punea așa în față, în spate, ăștia ageamii. Dom'le, cunoscătorii, știi cum o verificau? Băgau mâna la căptușeală, domnule, la de sutură, adică ăștia oameni, nu așa.
Ce e? Vai de capul meu! Eu care mi-am pus atâtea speranțe în treaba asta, doamnă! Eu m-am pregătit pentru treaba asta! Zău? Eu m-am primenit! Doamne. Eu ne-am tăiat unghiile! Ne-am schimbat izmenele! Și-am pornit la treabă! Vai de mine, vai de mine! Vai de mine, dar ea se potrivește așa cum vreți dumneavoastră! Tradițional, merge! Puneți un covoraș românesc, faceți frumos acolo și pe urmă puteți să stați pe ea cât vreți! Da. Apropo, că vă rog din suflet, ăsta este un mic secret așa, să nu stați prea mult într-un singur loc, că se încinge. Păi e fain, dacă se încinge, e normal că e fain. Dar știți, dacă se încinge, schimbați poziția. Păi domnul, ce pini să luăm foc acolo, să vină pompieri, doamne. Ce să mai, domnule, te-ai hotărât sau nu te-ai hotărât? Păi mie să-mi spui, să știi că eu dacă știam că e pe așa, eu o măritam de mult, nu te așteptam cu dumneavoastră. Stai, ușor, cu coană să repetăm, eu de așa, da. Ești frumoasă e. Păi nu v-am zis. Curată e. Întreținut, domnule. Moale e. Hai, domnule, dar dacă aveți un pișor așa frumos, asta e, a mea e. Unu, a mea are 4, domnule. Și oaie? Asta-i bună, are 4 frumoase din lemn sculptat de trandafir, doamne. Dacă 2 de om. Cum 2, domnule, cum 2? Cu 2 nu se poate, cu 2 cade pe spate. Iar ăla de metal, ruginesc, deci nu sunt bune, nu le-aș ajuta. Normal că nu-s bune de metal, bă, ce romuiere acolo, dacă vine cu mâncare în creierul munciului la stână, nu o trăznește. Păi cu ce poate așa ceva, ne bate în joc de femeie? Stai puțin, ce muiere, ce fier să... Păi la trămeara. Păi nu sunteți agenția matrimonială, doamnă, n-am nimerit, a zis că nimeri bine. Pe... Aici este o casă particulară, iar eu am de vânzare o canapea. Că eu de piață am vorbit cu dumneavoastră la telefon. Nu sunteți domnul Ciobanu care vrea să-mi vadă canapeaua la Crămioara? La Crămioara, canapea? Canapea, domnule. O canapea pe care vreau să o vând. Pentru că, știți, eu am fost căsătorită și pe canapeaua aceea, mă rog. Dar acum că am divorțat, gata, vreau să o vând și canapeaua, că nu mă deci, mai... Da. Canapea? Da. Nu sunteți măritată. Sunteți singură. Unde e canapeaua? Alăturea, pe hol. De ce? Vreți să o probați? Să o probezi. Și dacă nu-i sare niciun arc, te iau și de nevastă.